toți îl știm de pe bagnota de 100 de lei, dar unii dintre noi am auzit de el și din alte surse. Ca să nu rămâi repetencianul ăsta, uite 10 lucruri pe care nu le știai despre Caragiale. 1. A fost copil din Flori. După ce s-a despărțit de prima nevastă, cântăreața și artista Madame Calliope, nu sunt documente că tatăl său s-ar fi căsătorit legal cu a doua soție. La rândul său, Caragiale strică ambițul fiului său Mateiu, pe care l-are în afara căsătoriei. 2. L-a vizitat Alexandru Ioan Cuza. Copilăria mică și-o petrece la Haimanale, dar școala primară o face la Ploiești, la școala domnească numărul 1. A avut ca învățători pe Zaharia Antinescu și Bazil Drăgoșescu. De la acest învățător a învățat să pună virgule și să aplice regulile gramaticii cu ajutorul unei nuielușe usturătoare. În clasa a treia, școala a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iar scriitorul își amintește clar întâmplarea. 3. Nu a terminat liceul. Învață la gimnaziu și este chiar premiant, dar nu termină niciodată liceul. Fără voia tatălui, începe să studieze actoria în clasa unchiului său Costache, dar tatăl îl aduce urgent la Ploiești și devine copist la tribunalul din Prahova. 4. A fost revoluționar. Republica de la Ploiești este denumirea unei mișcări antimonarhice din data de 8 august 1870, cunoscută în presa cotidiană sub numele de Tulburările de la Ploiești. Tânărul Caragiale a participat la Revoluția de la Ploiești, a dezarmat un ofițer și a stat în preajma conducătorului ridicolei republici de o zi. 5. A fost directorul Teatrului Național. Pentru o scurtă perioadă, între 1888 și 1889, a fost directorul Teatrului Național, aflat pe atunci pe Calea Victoriei, în locul actualului Hotel Novotel, care încă mai păstrează fațada fostului teatru. Deși stagiunea deschisă de el a avut succes, nu a obținut suficientă susținere din partea actorilor pentru a continua. 6. A fost berar. Din lipsă de bani, se apucă de negustorie. Mai întâi deschide o berărie în București, la Gambrinus, aproape de intersecția dintre străzile Ion Câmpineanu și Calea Victoriei, iar apoi la Iași și la Buzău. 7. A fost acuzat de plagiat. Caragiale a fost acuzat că ar fi plagiat năpasta după o piesă a scriitorului ungur István Kemeny, intitulată Nenorocul. Acuzația a apărut în 1901 în două articole din revista literară, semnate cu pseudonimul Caion. Furios, Caragiale s-a adresat presei din București, a aflat numele real al autorului, l-a acționat în justiție și a câștigat fără probleme grație pledoariei avocatului său, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. 8. A moștenit o avere considerabilă. Mama sa a moștenit o parte importantă din averea unei rude, Momuloaia. Au urmat multe procese și abia după 1900 s-a terminat toată procedura, iar Caragiale a moștenit o frumoasă sumă de 433.333 de lei. Cu această moștenire a avut posibilitatea să se stabilească la Berlin. 9. Ce înseamnă Caragiale? Etimologia numelui Caragiale are 3 variante. 1. Caragiali, pe turcește, înseamnă oglindă neagră. 2. Caracali, înseamnă spin negru. Și 3. Caraciali, adică mărăcine negru, tot pe turcește. 10. A fost Lenin pentru o vreme. Se spune că fosta statuie a lui Caragiale din fața Teatrului Național, actualmente pe strada Maria Rosetti, a fost concepută inițial de sculptorul Constantin Baraschi ca o statuie a lui Lenin. Dar în momentul în care nu a reușit să o vândă, i-a tăiat capul și l-a pus pe cel al lui Caragiale în loc. Nu uitați să vă abonați și să împărțiți filmele noastre pe Facebook ca să afle toată lumea ce băieți buni suntem.